din această seară, oficial înscriși în lupta electorală cu Partidul Comasat. România poate trimite un grup important de reprezentanți care să lupte pentru interesele țării noastre și să încetinească, dacă nu, să oprească toate planurile malefice existente în acest moment la nivelul actualilor conducători ai Comisiei Europene. Sperăm să-i blocăm.